Cătălin și Mihaela provin amândoi din familii de muzicieni. Atunci când s-au cunoscut, el deja terminase școala de muzică și își începuse cariera. Ea îl știa de la televizor de pe la 14 ani. Atunci i-a remarcat pentru prima oară ochii. În prima oară l-am văzut la televizor. Aveam 14 ani. Și eu l-am ținut minte. Ne-am cunoscut pe Facebook. Pe 14 februarie, eu i-am scris fratelui meu la mulți ani, iar el era prieten cu fratele meu pe Facebook. Noi încă nu eram prieteni pe Facebook, iar el a văzut poza mea și mi-a dat cerere de prietenie. Totul a fost foarte frumos, sincer, m-am îndrăgostit de când am văzut prima oară poza pe Facebook. Am zis, dacă așa arată și realitatea, o iau de nevastă. Asta am spus prima oară când am văzut poza pe Facebook. Realitatea a fost și mai frumoasă. Însă eu ziceam, nu am timp, de ce să ne vedem, nu înțeleg, dar eu îl plăceam foarte mult. Mi-a dat cu ignor la mesaj, de-aia am simțit, înțeles, nu m-am lăsat. Și de aici îi scriam, pac, și la un moment dat, într-un final, pe 3 martie, mi-a răspuns. Când el îmi scria, nu vroiam eu să-i arăt că, mamă, asta îmi scrie acum. Îmi răspunde. Nu știu, mă gândeam că toate fetele îi răspund imediat și că ies cu el imediat și eu nu am vrut chestia asta pentru că nu sunt genul. Până ne-am văzut, i-am făcut curte mult, apoi totul a decurs foarte normal și foarte mișto în același timp. Poza lui de la profil mi-arăta că e foarte gacicar așa, că ar vrea, că e interesat de foarte multe fete. Asta aveam impresia, nu știu de ce. Era oarecum frică să intri într-o relație cu un artist, să zicem așa. Viață de noapte, evenimente, tot timpul plecate, emisiuni, studio, repetiții și așa mai departe. Sărbători singuri, adică știa oarecum ce o așteaptă, pentru că și tatăl ei și fratele ei fiind din aceeași breazlă, normal că știa ce o așteaptă. Și m-am ținut de capul ei până a acceptat. A acceptat din tot sufletul, pentru că ea își dorea. După câteva zile de vorbit prin mesaje și de întâlniri refuzate cu hotărâre de ea, Mihaela se trezește într-o noapte cu el la poartă. Iese pe furiș și în sfârșit se întâlnesc. Scânteia dragostei devine foc și povestea lor de iubire demarează în trombă. El a venit de la un eveniment, o oră târzie, 3 de dimineață, a venit la mine la poartă și am stat de vorbă. Din partea amândurora a fost dragoste la prima vedere. A fost dragoste la prima vedere și din partea mea și din partea lui. Părinții mei dormeau, nu le-am spus a doua zi. Tatăl meu fiind din aceeași breazlă, s-a așteptat, a zis că e ceva normal. Tatăl ei mă cunoștea, îmi știa și familia, am mai colaborat la anumite evenimente cu tata. Familia au fost de la bun început de acord cu relația cu mine. Ne-am văzut, am început să ieșim în fiecare zi aproape, în limita programului pe care l-aveam liber eu sau ea, că și ea lucra. Dar ne vedeam în fiecare zi, o jumătate de oră, o oră, cât era, nu conta, trebuia să ne vedem în fiecare zi. Și chestia asta cred că ne-a făcut să ne apropiem foarte tare, pentru că la o lună de zile, după ce am început să ieșim pentru prima oară, ne-am și mutat împreună. S-au întâmplat toate între noi atât de repede, pentru că ne-am dorit amândoi la fel. Și având aceeași educație, aceeași gândire, ne-am dat seama că gândim la fel și ne dorim aceleași lucruri pentru viitor. Amândoi își doreau o familie și în scurt timp, Mihaela află că este însărcinată. Vestea i-a umplut de fericire. Ca toate lucrurile să decurgă normal, normal că m-am gândit, să facem o cununie civilă mai întâi și apoi religioasă. Urmează cununia religioasă. Cererea în căsătorie. A fost ceva foarte simplu acasă.
pentru mine n-a fost ceva wow, pentru că noi deja, eu eram însărcinată. I-am spus, iubito, vrei să fii soția mea? Normal că vrea să fie soția mea, că era însărcinată. A venit cu inelul și m-a cerut în căsătorie. Dă seama că am fost fericită când am văzut. Nu mă așteptam. Are un defect. Mă iubește prea mult. Mă iubește prea mult și ăsta este singurul defect, singurul ei defect. Multe fete mă întreabă dacă sunt geloasă. Ele se așteaptă să răspund da, sunt geloasă, însă eu răspund că nu sunt geloasă pentru că nu-mi dă ocazia. Comunicăm foarte mult și știu chiar tot ce face. Relația între noi decurge foarte bine. Nu am regrete, nu. Am făcut tot ce... mi-am realizat tot ce mi-am propus până la vârsta de 25 de ani, iar regrete nu pot să spun că... Nu am niciun fel de frică. Sunt convins că ea este dragostea vieții mele. Nu am de ce să-mi fie frică, avem o fetiță minunată împreună. Fetiță, mi-am dorit de prima oară, ea își dorea băiețel. Eu mi-am dorit fetiță, apoi am zis ce-o vrea Dumnezeu, știi? Și a fost fetiță. Dar viața noastră e mult mai frumoasă acum. Ne trezim altfel și ne uităm la ea toate trec. Mi-a schimbat viața complet, mentalitatea, emoțiile sunt altfel, le simt altfel, totul e diferit.